Deci, salutare dragii mei, Nionez, eu sunt Play și am resit cu un episod de fapt ceva mai special pe canal. N-ați mai văzut jocul acesta pe canal de fapt niciodată nu l-ați văzut. În fine, dacă vreți o serie de Hearthstone și dacă n-aveți habar ce joc este, ai Hearthstone se numește. Dacă vreți o serie de Hearthstone, am deja o idee, vreau să vă întreb asta în Q&A, dar n-am avut ce să filmez. Și na, m-am trezit cu Hearthstone în brațe. Păi, mie îmi place Hearthstone, e un joc foarte genial. Și cred că o să joc săptămâna viitoare undeva la Comic-Con. Cred că o să mă scriu la un concurs ceva de Hearthstone. În fine, dacă vă place, nu este să apăsați butonul like și dacă vreți cât mai multe episoade sau dacă vreți mai multe episoade din seria asta de Hearthstone, nu uitați să apăsați butonul like. Ce face asta? Deci, noi trebuie să-l urmăm pe tipul ăsta. Ok, nu știu cum să câștig. Aș putea să pun ceva de genul. Are 95 damage dacă stăm să ne gândim. Oh, doamne. Nu e ok. Nu e ok. În fine. Hai să discutăm și noi despre un lucru că e, na. N-avem ce să discutăm. Știți cum e să n-ai ce să discuți? Tilturi de mi... Oh, doamne, da, mulțumesc. Am dat. Thank you. Aș putea să dau un el. Pur și simplu să-i dau din nou Divine Shield. Dar ar fi de... Tilturi de mi... to the biggest minion. Nu i-a dat niciun damage, ce super. Așa. Știți persoanele alea care pur și simplu vor să te bage în cel mai mare rahat, adică să fie ceva de genul. Băi omule, ești praf la chestia asta, lasă-te. Am întâlnit asta în comentarii acum o zi, cred, poate chiar astăzi, dacă stau să mă gândesc. Am întâlnit acest lucru și nu prea m-a încântat. Nu credeam că pot să am așa multe, nu așa multe, așa persoane în comentarii. A fie, dacă nu i-a plăcut omului, n-am ce să fac. Și hai să spunem nume, că tot vreți voi să vă spun numele. Ana Maria, tu știi. Noi vorbim pe ASK. Deci, na, nu cred că e necesar să spun numele. Sergiu Dragaman, Dragam, stai, greșesc numele. O, doamne, nu-i bine. Nu-i bine. Stai, trebuie să citesc numele din nou. Serge Dragan, nu Dragam, Dragan, pardon. Oh, doamne. Nu-i ok. Trebuie să-l batem pe tipul ăsta și atât de mare. Oh, doamne. Oh, mi l-am omorât pe la bun. Mi-am omorât minionul, bun. Ce om. Și asta vreau să-l stachez foarte mult. Câte cărți ai? Oh, n-avem multe cărți. A, deci e cam strânsă treaba aici. Și putea să mai pun și minionul ăsta. Așa. Cred că avem șanse să câștigăm. Dar nu. Niciodată n-am câștigat la arena asta. Continuăm. Mihai Marius, nu trebuie să-ți cer scuze. Diamond, Azi. Azi, tu ești nebun, omule, pe 25 de lei. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. În fine, nu comentez. Chiar nu vreau să comentez asta azi. Marius. Și nu o să zic numele ție. Cel care e cu say my name or 12 monte față. Omule, de ce trebuie să înjuri că nu-ți mai zic numele? Ce cât de copilărește e asta, pe bune? What the fuck, nu e ok. Nu e ok. Hai să-i dau minionului cărui. Nu, nu-i dau încă Divine Shield-ul ăsta. Aș putea să-l bufez foarte mult pe ăsta. Mai dau o dată, pac. Îi dau un damage destul de mare și după îi pun înapoi Divine Shield-ul.
Deci cred că e ok. Dacă pică pe ăsta, nu, n-a picat, perfect. Cât damage o-i fi dat? Eu nu știu, dar tipul ăsta nu cred că i-a dat absolut niciun damage. Eu i-am scăzut 20, sigur, sau mai puțin 15, ceva genul. Ok, hai să așteptăm să vedem ce face tipul. Deci poate să-și folosească abilitatea de două ori, ok. Și îi crește damage-ul la asta, asta e foarte tare. Da, după să atace și o să cam moare asta, e buba. Ce damage ăla și el, săracu. Can't attack hero. Oh, asta o să fie bun. O să fie bun. Nu pot să-i dau. Cum îi zic, sorry? Unde-i sorry? Unde-i sorry? Nu mai are sorry. Nu mai are sorry. Ok, măcar mi l-a omorât pe ăla. N-a omorât nimic important. 7 cu 7 și 5. Ok. Asta e bună cartea. Hai că n-a nimerit mai nimic important. Mă enervează. Trebuia să se dea heal tipul. Dar nu și-a dat. Și cred că de asta riscăm să pierdem. Din cauza tipului că nu și-a dat heal. Acum ce să-i fac? Trebuia să-și dea heal. Da. Ar fi bine că nu-ți dai heal. Oricum nu cred că ar fi avut timp să-și dea heal sau mană suficientă să facă plin la viață. De câte minute filmăm? De 7, hai să mai filmăm un pic că jocul e destul de mic, pot să postez imediat. Mai jucăm un match să încercăm. Poate câștigăm de data asta. Sper să câștigăm. Or fi oponent. Deci, întotdeauna, aparent, vor fi Priestul și Paladinul. Ok, asta e interesant. Cartea asta e bună. Sunt bune de început. Sunt ok. Dar ar fi fost foarte tare să poți să-ți faci tu decul astfel încât să-i poți să-i dai silence la tip. Știți, nu cred că știți abilitatea de silence neapărat. Că dacă n-ați mai jucat Hearthstone, chiar n-aveți de unde să o știți, pe bune. Bună și ție, nu trebuie să-mi zici de 100 de ori. Și n-am făcut nimic și tipul ăsta tot ne dă damage. Ok, hai să vedem. Aș putea să pun loot hoarder-ul. Și oricum pe parcursul seriei o să vă postez din joc tactici, tot felul, dacă facem o serie normal. Hai să vedem dacă pune ceva. Nu mai mă salută că deja e nervant pe une. Oh, foarte bună cartea. Foarte bună. Și îmi dă și mie coin-ul acum. Și ce face? Give a minion plus 3 ata. Oh, perfect. Perfect, așa, mam, frumos, frumos, rău de tot. Și l-am urât? Nu i-a dat. Perfect. Cred că am zis de câte ori perfect în... Doamne! Nu mai mă salută aici, e enervant. Chiar enervant. Și mi-a pus ăsta, hai să-i dau heal la asta. Pac. Și mai pun unul. Și cred că acum cât damage o să aibă? 5 ar trebui. Și se... Da. 5. Oh, hai că e ok. Destroyer. De ce? L-a omorât? Oh, de ce? Deci credeam că are doar anumite spell-uri, dar aparent le are dedicate pe deck-ul respectiv. De reținut asta. Nu pot gain to attack. Oh, na, nu, și-a dat
clock. Pot să folosesc asta și să dau heal, să-i bufez pe amândoi. Dar nu prea vreau să risc mult, deci o să dau direct cu unul dintre ei și pe ăsta-l păstrez. Mai bine îl păstram. Mă gândesc că mai bine îl păstram acum. Pot să-l pun pe King, Mucla. Ce face? A, nu sumonează pe Stalag, nu știu. Nu știu dacă l-am și eu. Overclock, oh. Ca data trecută cred că o să ajungă de bufat tipul. A, uite, l-am eu pe Stalag. Perfect. Oh, firar. A dat fix în ăla care vreau să dau. Cu ăla care vreau să dau, pardon. Double the minion. Oh, doamne, ce o să-i facă? 14 damage. Tipul ăsta cred că am ce să joc. Și l-am urât și pe ăsta și îi sumunează pe Tadius la fiecare. Tadius e un caracter foarte tare. Sau îl sumunează doar la mine? L-a sumunat doar la mie, nu mi-e să cred. Ok, nu mă așteptam la asta. Hai să dau heal. Să fac mai mult damage și tipul asta așa damage, deci e un fel de... Cum îl chema? Light Warden. Light Warden, pardon. Interesant. Nu mai pot să-i dau damage cu Thaddeus. Ok. Thank you, i-a dat Divine Shield, perfect. Și aș putea să-l bufez acum, destul de mult. Cam asta e toată tactica, să joci cu coechipierul. Oh, perfect. Joacă bine asta, cred că am mai jucat. Să-și dea heal lui. Da, bine, bine. A dat bine. Am mai luat 2 damage. Hai că nu-i mare chestie, 2 damage. Doar să se ducă. Și ce facem? Aș putea să fac următorul fel. Și să-i mai dau 3 atac. Și... Pa! 50. Hai că nu mai are mult. 8 damage, nu prea dat. L-a zgâriat acolo puțin, nu. Deci dacă îi dau heal constant, nu o să fie problema. Trebuie să-i mai dau heal o tură. A, uite că i-a dat el. Nu-i problema acum. Și se bufează amândoi minionii. Perfect! Uite, un tip deștept. Un tip cu care poți să joci. Cum îl cheamă? Xarna Bestia. Nu cred că e român. Xarna Bestia, nu. 21, wow. Hai că nu-i problema. Dar să se ducă mai repede. Deci pot să fac în următorul fel. Pun asta, pun asta, îi dau heal. Are 9 damage. Dau așa, pur și simplu. Și mănânc 2 damage, 15. Ah, eram sigur că o să mi-l omoare. Dar nu-i problema, încă avem șanse. Deci dacă îl pun pe Leroy, 6 damage, rămâne 9 și mai rămâne 9. Tipul ăsta cât o să-i dea acum? 5, 6, 9. Perfect, nu, gata, l-am făcut tura asta. L-am făcut că l-am pe Leroy. Tipul ăsta e super tare. Dar păcat că nu l-am eu ca la cărți. What? Oh, ok. Jenkins, n-a dat suficient damage. Am greșit cu un calcul. Ai, m-am cam mars la calcul aici. Dar nu mai are mult, mai are 3 damage. Și mai suntem în 5 viață, eu sunt cam critic cu viața și nu-i bine. Dar oricum, 10. Well played. Oh, GG. Gata, am câștigat, nu e să cred. Oh! Am câștigat un match. Și am câștigat și pe King Macla, eventual.
Să vedem dacă îl câștigăm în pachetul ăsta. Deschidem un pachet. Hai. Pac. Hai. Hai ceva bun. Nici nu mai am... o porcărie. Cred că le-am pe toate. Hai să văd. Dacă dau disenchant și iau un jur de 60... Oh, 80. Da, le-am pe toate. În fine, sper că v-a plăcut acest episod mai special. Dacă vă place seria, de fapt, dacă vreți o serie de Hearthstone, nu uitați să apăsați pe un like, să strângem plus 30 de like-uri. În fine, deci, salutare lume, eu am fost Minion și pe curând. Bye!